Proiectul Psihologia copilului în context cu medicina dentară continuă și în 2010. Liga Studenților la Medicină Dentară București a ales ca partener grădinița Olga Gudin din Capitală. În perioada 11-22 ianuarie 2010, 50 de preșcolari au participat la evenimentele organizate special pentru ei. Față de anul trecut, am schimbat puțin tactica, acum ne axăm pe combaterea accidentății copiilor, de aceea ne mai axăm pe, practic, pe problemele lor stomatologice, pentru că fiind foarte mici, încă nu au început să apară multe carii. Programul se axează pe combaterea anxietății celor mici. În acest sens, membrii SMDB au apelat la o scenetă. Titlul, Efectele nedorite ale unei alimentații nesănătoase, a fost ales cu grijă de viitorii medici stomatologi. Preșcolarii au cunoscut personaje ca iepurașul Dent, Zâna Măseluță sau Ursulețul Cioco. Rolurile au fost interpretate chiar de organizatori. Spre marea bucurie a Dianei Crăciun, coordonatoarea proiectului, sceneta a avut rezultatele scontate. Copiii au fost foarte încântați, la sfârșit ne-am jucat, am cântat și acum au recunoscut unele din personaje care au fost în scenetă și de asemenea au fost încântați, au luat în brațe, erau bucuroși. În următoarea etapă vrem ca să facem o consultație copiilor și să semnalăm părinților eventuale probleme importante care apar, dacă sunt. Îmbrăcați corespunzător, micuții au putut vedea cum e să fii medic stomatolog. Preț de 5 minute, aceștia au consultat modele special create, sub atenta supraveghere și urmând sfaturile studenților. Nu în ultimul rând, membrile SMDB le-au vorbit despre importanța vizitei la stomatolog. Vreți să vă arăt cum trebuie să vă spălați? Ținem dinții gura închisă, dinții apropiați. Așa, arătați mișinetul. Așa, și facem mișcări ca niște cerculețe pe dințișor. Așa, vă spălați și voi? Nu e bine așa. Le facem cerculețe. Le n-am dințiață de mari. Cât de interesați au fost sponsorii de acest eveniment și cât de mult v-au sprijinit? Sponsorii au fost destul de receptivi, mai ales că este vorba despre copii și chiar ne-au ajutat. Am avut mai mulți sponsori și au fost alături de noi. Studenții au beneficiat de ajutorul medicului Roxana Ranga, reprezentanta Catedrei de Prevenție Orodentară din UMF, Carol Davila. La final, micuții au completat și un chestionar, scopul acestuia fiind evaluarea participanților. Este vorba despre combaterea anxietății copiilor și facem o evaluare a anxietăților. Ce părere aveți despre vizita la medicul dentist? Mi-a fost frică. Ți-a fost frică? Și ce față ai avut tu când ai fost prima dată? Aceasta. Ce față ai avut? Așa? Ce părere ai avea dacă medicul îți repare un dințișor? Ai fi fericit sau nu? Ce față ai avut? Asta. Aia? Eu aș avea o pastă. Președinta Ligii Studențești s-a arătat impresionată de entuziasmul pe care au dat dovadă copiii. Inițial, după o zi foarte lungă de la 8 dimineața de stagii, nu știam sigur dacă o să mai ajung, dar acum sunt foarte fericită că am ajuns, pentru că, nu știu, acești copii chiar mi-au dat o stare mult mai bună, stare de spirit foarte bună, emană o energie unică pentru că sunt copii și a fost foarte relaxant să practic să ne jucăm cu ei și să le explicăm cum să se spele pe dinți, pentru ei a fost foarte mult de câștigat din treaba asta, iar pentru noi a fost ca un fel de exersare pentru practica noastră de viitor medici dentiști și a ieșit foarte bine. Relația medic-dentist-pacient-copil nu o sperie pe reprezentanta studenților. Dimpotrivă, de fiecare dată când a colaborat cu micuții, nu a întâmpinat niciun fel de probleme. Pot să spun că am avut o experiență bună până acum în ceea ce privește relația medic-dentist-copil. De fiecare dată când am lucrat cu copii, am colaborat chiar mai bine decât cu pacienții adulți. Dacă știi cum să vorbești cu ei și dacă ai răbdare, contează foarte mult să le explici și să-i liniștești și să vorbești calm și pe un ton foarte plăcut. Activitatea studenților dentiști continuă și în luna martie, când va avea loc congresul ETSA, cel mai important eveniment al anului. Un moment foarte important pentru Liga Studenților la Medicină Dentară București, deoarece are marea onoare de a
colabora cu ETSA, European Dental Students Association, în organizarea congresului lor, ce are loc odată la 2 ani. Este vorba de congresul ETSA, iar în acest an va avea loc în România. Prima parte este legată de întâlnirea organizatorică a Comitetului de Conducere ETSA, urmând ca următoarele zile să fie numai congresul propriu-zis, unde vor participa peste 200 de studenți din întreaga Europa, ce vor să își prezinte ultimele cercetări în domeniu.